Care ar fi principalele nereguli pe care le-ați găsit atunci când ați fost în control la angajatori? În domeniul relațiilor de muncă principale, neconformități se referă la neplata salariilor. De fapt, avem cele mai multe sesizări pe neplata salariilor și cele mai multe constatări și măsuri date pentru neplata salariilor, pentru nerespectarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în codul muncii, în afară de neplata salariilor, neplata concediilor de odihnă, neplata concediilor medicale, precum și alte sesizări în domeniul securității, sănătății, muncă, privind nerespectarea tehnologiilor în timpul executării lucrărilor și în timpul desfășurării proceselor de muncă. De la începutul anului și până acum, câte amenzi ați aplicat? Care ar fi valoarea totală? De începutul anului până în prezent am aplicat câteva mii de amenzi. Valoarea sancțiunilor aplicate de către ITM se ridică la aproximativ 2.780.000 de lei, aproximativ 28 de miliarde de lei. Multe sancțiuni sunt achitate pe loc, multele sunt transmise la Direcția Finanțelor Publice pentru a fi executate, iar foarte multe din ele sunt contestate. Cele contestate sunt urmărite de către Serviciul Legislativ din cadrul compartimentului pentru a se finaliza, urmând ca după terminarea procedurilor de judecare care privesc contestarea acestor sancțiuni, să se treacă la executarea acestora.